Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am vrut să fac clipul ăsta mai cu câteva zile în urmă, dar nu am avut timp. Mai bine acum decât niciodată. Duminica trecută, la Sfânta Liturghie, părintele din biserica unde am participat a ținut o predică foarte frumoasă care mi-a mers la suflet. Despre pilda lui Zaheu, șeful vameșilor, din provincia Israel, ocupată de Imperiul Roman, din acea perioadă, din timpul Mântuitorului. Știți povestea cum se suie el în copac, ascuns de frunze ca să nu-l vadă alții, că el era vameș și era disprețuit. De fapt, nu doar că era vameș, dar era și șeful vameșilor și era foarte, foarte disprețuit. Și se ascunde în copac, așteptându-l pe Mântuitor. Nu despre pilda în sine vreau să vorbesc, ci despre ceea ce adiacent, pe lângă pilde și învățăturile sale, părintele care a predicat de la parohia Sfinții Arhanghel Mihai și Gavril, într-un sat foarte frumos din Ardeal, a precizat ca și fapt istoric, și anume faptul că în acea perioadă evrei erau sufocați de taxe și erau trei mari taxe pe care ei trebuiau să le plătească. Una pe care o plăteau de bunăvoie și nesilit de nimeni și care era o tradiție și un mod de a-și arăta recunoștința față de Dumnezeu, ceea ce se numește în Biblie zecioală, adică plăteau 10% din câștigul lor sinagogilor. A doua era o taxă către Imperiul Roman, care era foarte mare, și a treia era o taxă către regele lor, al Israelului, care bineînțeles era un vasal al romanilor, dar trebuia să trăiască și el, nu? Care la fel era foarte mare. Erau trei taxe mari. Dintre aceste trei taxe, așa cum am spus, una singură era voluntară și făcea parte din tradiția lor spirituală și până la urmă firească de a sprijini locașurile de cult, lucru care se întâmplă și astăzi. Și iată, pe baza acestei zeciuieli, acestui procent de 10% pe care evreii îl plăteau către sinagogi, unde mergeau să se roage, acest principiu ar putea fi aplicat și astăzi. Vorbind doar de România, încercăm să ne concentrăm doar pe spațiul românesc, părerea mea, pe care am mai discutat-o și cu alți preoți ortodoxi care slujesc atât în țară cât și în diasporă, a fost că este în continuare că Biserica Ortodoxă Română ar trebui să fie decupată de la banul public. După și doar după ce statul român ar retroceda integral sau măcar într-un procent cât de mare posibil proprietățile furate în numele colectivizării sau al naționalizării, atenție. Da, o să termin clipul ăsta și o să răspund mai târziu la telefon. Deci, în numele colectivizării și al naționalizării, comuniștii au confiscat mare parte din proprietățile bisericii. Știm că s-a mai făcut o chestie mai mult sau mai puțin asemănătoare sub timpul lui Cuza, recent sărbătorit. Dar nu la nivelul la care au făcut-o comuniștii. Și s-a făcut într-un mod agresiv, care înțeleg că pe timpul lui Cuza totuși lucrurile au fost negociate. Sau oarecare măsură a existat un dialog pașnic. Dacă mă înșel, din punct de vedere istoric și aveți informații clare, vă rog să le lăsați în comentarii. De altfel, asta a fost și poziția patriarhului Daniel, dacă nu mă înșel, prin 2007, când tot așa se făcea vârfă pe chestia asta,
ateii spuneau că nu mai vor să mai plătească pentru catedrale, că vor catedrale în spitale. Vor spitale, nu catedrale, pardon. Se discuta despre decuplarea bord de la banul public. Bine, dacă chiar s-ar face chestia asta abuziv, normal ar fi să se facă pentru toate culturile, nu doar pentru cel ortodox. Nu? Deci decuplarea tuturor bisericilor din România de la banul public, nu doar la bord, dar dânsul a spus, la preasfinția sa, Patriarhul Daniel, ok, suntem de acord, dar ne dați înapoi ce au luat comuniștii. Și acum sunt biserici care sunt parohii, de exemplu, știu că clar un caz, care se judecă statul român pentru retrocederea imobile pe care comuniștii le-au furat. Le-au jefuit, de fapt, le-au luat cu forță. Asta este un prim lucru pe care îl învățăm, adiacent din pilda lui Zaheu, că noi românii, fiecare la nivel de parohie, la nivel de, dacă avem și mănăstiri în zonă, am putea să sprijinim și lucrul ăsta se întâmplă oricum. Da? Deci, pe lângă banul public pe care Biserica Ortodoxă Română îl primește mai mult sau mai puțin, noi, credincioși, și contribuim după posibilități, din punct de vedere financiar, pentru acel stabilament. Și un alt aspect pentru care militez, pentru această formă de independență financiară, este faptul că, din nefericire, se fac trocuri între preoți locali, mai ales la țară, și diversi baroni, mulți de la PSD, să zicem, lucru care nu este normal nici din punct de vedere creștinesc, nici din punct de vedere laic. Al doilea lucru pe care îl vedem din pilda lui Zaheu și acel context istoric este că, așa cum am spus, mai erau încă două taxe și le nu mai erau voluntare. Adică evreii nu le plăteau de bunăvoie și nescris de nimeni. Era o taxă pe care o luau romanii și era o taxă pe care o lua regele. Ne-a spus părintele foarte clar că evreii erau suprataxați. El n-a folosit cuvântul ăsta, acum vorbesc mai într-un limbaj mai economic, dar erau sufocați, erau oprimați de aceste taxe și din acest motiv un om ca Zaheu, nu doar vameș, dar șeful vameșilor, era disprețuit de moarte de către poporul evreu. Chiar ei înșiși, fiind evrei, nu avea nicio importanță lucrul ăsta și atunci normal că a fost o sfidare mare pe care Hristos a făcut-o intrând în casa unor astfel de oameni. Dar știți foarte bine ce milita Hristos și nu avem ce să comentăm acolo, pentru că este Dumnezeu și nu ne punem puțin la Dumnezeu și a ceea ce spune El și ceea ce face El. Dar mă întorc la taxe. Mi-aduc aminte că o dată am întrebat un domn de succes și creștin ortodox și un om de succes din punct de vedere al carierei. Și l-am întrebat, domne, este creștinește ca noi să plătim așa de multe taxe la stat? Și mi-a dat exemplu cu, știți, aproape în ultimele zile ale lui Hristos, când vin fariseii la ei și îl ispitesc, dar spune-ne cum e cu taxele pe care le plătim la romani, încercând să-l facă să spună ceva împotriva romanilor ca să aibă un motiv să-l aresteze chiar romanii. Și el a spus, dați cezarului și al cezarului. Și așa mi s-a replicat mie. Eu nu am fost mulțumit cu răspunsul ăsta și iată mi s-a confirmat peste aproape un an mai târziu lucrul ăsta, și anume faptul că nu e o problemă să dai cezarului ce e al cezarului, adică să plătești o taxă cezarului. Da? În cazul de față, în prezent, statul. Problema este cât. Cât dai cezarului. Nu că dai cezarului, trebuie să dai ceva cezarului. Și este nevoie de un cezar. Dar cât dai? Și când cezarul cere prea mult și cere cu forța, mai este normal să aplici acest cuvânt? Și din pilda lui Zaheu eu am dedus că nu. Din pilda lui Zaheu am dedus că taxele pe care creștinii ar trebui să le plătească sunt taxe de bunăvoie, în special pentru lăcașurile de cult, care de altfel sunt și spitale. Sunt spitale de suflete. Și nu numai, dar în primul rând de suflet. Apoi, dacă creștinii ar înțelege lucrul ăsta din punct de vedere economic și nu ar mai căuta ajutor de la stat, de orice natură, ci doar de la Dumnezeu și prin Dumnezeu în comunități, lucrurile din punct de vedere financiar și nu numai, dar din punct de vedere financiar, pentru că acolo vreau să mă concentrez, ar fi de enorm mai bune decât sunt acum.
Asta este un lucru extrem de grav care ne-a rămas băgat în creieraș de perioada comunistă, că orice problemă avem și care necesită costuri financiare și de altă natură, trebuie să fie rezolvate de stat. Toată lumea spune, dar salariile noastre, dar salariile noastre minime, dar dreptul nostru la sănătate, dar dreptul nostru la educație, dar dreptul nostru la transport, dar dreptul nostru la pensie. Voi nu înțelegeți un lucru, că aveți dreptul la lucrurile astea, dar nu aveți dreptul să-i puneți pe alții să plătească pentru voi. Adică, da, tu ai drept la pensie, la transport, la sănătate, la educație, dar nu ai dreptul să-mi iei mie banii ca să tu să-ți asiguri ție dreptul ăsta. Tu ai dreptul pe banii tăi să-ți asiguri educație, ție sau la copiii tăi, sănătate și așa mai departe. Și lucrul ăsta se face. Se face la nivel individual, se face la nivel familiar și se face la nivel de firmă sau de companie prin asigurări de grup. Asigurări de grup care poate să-ți ofere ție sănătate, care poate să-ți ofere ție educație pentru copiii tăi atunci când vine vremea, care poate să-ți ofere transport, da? Și aici vorbesc de companii care nu sunt de stat și ca urmare când merg pe pierdere, nu merg pe pierdere din banii noștri, ci merg pe pierdere din banii lor. Și așa mai departe. Cu cât cer mai mult de la stat să facă, cu atât statul va avea o justificare de a-ți băga mâna mai adânc în buzunar. Iar taxarea nu devine decât o formă de furt legal la un moment dat. Pilda lui Zahiu ne spune foarte clar lucrul ăsta. Evreii nu sunt un popor prost. Nu degeaba le se spune poporul ales, iar eu ca și creștin nu am cum să urăsc evrei doar pentru că 1% de evrei de-a lungul istoriei au făcut niște lucruri. 1% de cutare etnie a făcut niște lucruri, 1% de alte etnie a făcut cutare lucruri. Lucruri groaznice le-am făcut toți și le vom continua să le facem indiferent de culoarea asta de aici sau de aici, care este doar pigment și soare. Nu poți să judeci o situație după chestia asta. De-aia nu cad nici în colectivismul bolșevic, nici în cel fascist. Trebuie să înțelegem că suntem în primul rând responsabil la nivel individual. Noi nu putem să-i facem pații cu forța responsabili pentru noi în numele unei false solidarități. Asta nu este solidaritate. Solidaritatea trebuie să fie benevolă. Exact cum foarte bine mulți au spus, dar bun, ok, tu nu mai vrei să mai plătești taxe pentru catedralele mele. Ok, dar nici nu mai vreau să mai plătești taxe pentru spitalele tale, pentru mijloacele tale de transport în comun, pentru școlile, liceele, facultățile tale, pentru nimic așa zis de stat. Da? Vreau în orașul meu să fie 3 firme private care să-mi ofere diverse tipuri de autobuze, diverse tipuri de abonamente, de bilete unice, de folosință unică, da? Deci trebuie să fie una singură, adică aia de stat. Vreau în orașul meu să fie 10 firme, da? Care în fața consiliului acelui oraș să vină să spună, noi vă putem face atâția kilometri de centură în jurul orașului și vă costă atât. De ce trebuie să pun eu, pun presiune pe stat să facă lucruri? Evident că statul e handicapat. Rolul statului nu este să fie vedetă, așa cum se comportă politicienii în ziua de astăzi. Pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe stradă. Rolul politicianului nu este să fie vedetă și politicianul nu este o vedetă. Iar vedeta, rolul vedetei nu este să fie politician sau să facă politică, ci să mă amuze, să mă distreze, să mă facă să mă simt pe un anume fel. Da? Admirându-i sau savurându-i creația, de orice natură ar fi ea. Cele două chestii sunt două lucruri total diferite. Rolul unui politician este fix egal, sinonim și echivalent cu rolul unui administrator de bloc. Blocul este țara.
Guvernul este administratorul sau asociația de locatari. Atât și nimic mai mult. Ce ar fi dacă proprietarul blocului, adică noi, poporul, ar permite administratorului de bloc să vină la mine în casă, sau la dumneavoastră în casă, și să vă spună cum să ne punem icoanele pe pereți, ce jaluzele să folosim, unde să ne punem aragazul, cât să stăm cu lumina aprinsă și mai departe. Voi spre asta tindeți. Și după aceea tot voi, altă grupă vine și zice, nu, statul tău nu e bun că o primează, las că aduc statul meu, statul meu va face lucrurile mai bine. Niciun stat nu poate să facă lucrurile mai bine în pătrățica lui decât le poate face omul. Nu poate să vină statul să vă facă ordine în casă. Dacă voi nu puteți să vă țineți camera curată, nu va face nimeni în locul vostru. De-aia avem gunoaie pe munții României. Pungi, peturi. Nu e vina statului, e vina noastră. Și extrapolând, tot ceea ce se întâmplă rău în țara asta nu este vina statului, e vina noastră. Pentru că noi avem niște așteptări de la stat care sunt ireale, ilogice și necreștinești. Este ca și cum am așteptat de la Dumnezeu să ne rezolvă toate problemele. Am nevoie să-mi iau pâine? Du-te, Doamne, și ia tu pâine în locul meu. Am nevoie să-mi duc mașina la garaj? Să-mi rezolv plăcuța de frână? Du-te, Doamne, cu mașina mea la garaj. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, asta e retardism mental. Statul trebuie să se împrumute ca să vă plătească pensii. Dar cine va împiedica pe voi să cotizați în fiecare lună timp de 20-30 de ani? Cu bănuții voștri atâta, la o asigurare privată, care acum v-ar fi oferit numai puțin, așa cum face statul. Pentru că statul vă dă o treime din venitul brut pe care, la care ați cotizat în fiecare lună și în fiecare an. Ci de 3, 4, 5 ori mai mult. Pentru că o asigurare privată cu capitalizare îți aduce, pe de o parte, o pensie în cazul în care se întâmplă ceva cu tine, să zicem invaliditate, și pe de altă parte, prin acea capitalizare sau pensie privată, cum se mai numește, aveți de 3-4 ori, cel puțin în momentul de față, din cauza inflației, care este foarte mare, e mai mic acum, dar poate să fie și mai mult. Dar în orice caz ieșiți pe plus, cu mult, la momentul în care hotărâți să vă pensionați sau semnați, pe cât timp semnați poliția respectivă, decât dacă așteptați la statul român care una la mână că mărește vârsta de pensionare, așa cum fac toate statele din Europa, doi la mână mărește contribuțiile la pensii, trei la mână în pofida acestor lucruri vă dă pensie mai mică decât ați cotizat. Și în continuare voi vreți pensii de stat. Asta se numește retardism mental. Și o să spuneți, păi nu că firma privată mi-a banii și fuge. Omule, nicio firmă privată într-o țară normală. Nu comparați perioada fesenistă în anii 90 și tunurile care s-au dat, gen Bancorex, anii 2000. Noi n-am fost o țară normală. Vorbim de un cadru normal, unde oamenii sunt normali, nu sunt spălați pe creier de comunism, da? Și unde nu sunt analfabeți. Deci într-o țară, într-o comunitate normală nu se întâmplă lucruri de genul ăsta. Dar într-o țară normală, și acum suntem cât de cât într-o țară de normalitate, o firmă privată nu are interes să-și piardă profitul, să-și piardă clienții. De pe urma lor trăiește. Pe statul român nu-l interesează de viața voastră, pentru că se schimbă la fiecare 4 ani și ei știu că vor găsi mereu aceiași proști care să le dea banilor pe degeaba, mereu și mereu. Și vor veni alți politicieni, alți stat care va zice, da, ăia v-au furat, dar noi nu o să vă mai furăm. Serios? Și voi puneți botul, nu? Statul, prin definiția sa, nu poate să producă absolut nimic. De-aia taxează. De-aia vă ia. O companie nu face asta. O companie vă ia în schimbul a ceva ce vă oferă. Dar întâi vine cu produsul, spune, atât m-a costat să-l fac, așa arată, asta am văzut noi că se cere în piață, te costă atât. Dacă ești de acord, bine că nu mergi la altă companie, deci poți să și alegi. Nu te obligă. Statul te obligă. Asta e pensia. Ați convine, nu-ți convine, eu atâta îți dau. Ca urmare, dacă o firmă privată de asigurări de viață, de exemplu, dă faliment, cum s-a întâmplat cu AEG acum vreo 10 ani,
Acea firmă este preluată, activele ei și portofoliul de clienți este preluat de altă firmă. Exact ce s-a și întâmplat. O firmă nu dă faliment cu adevărat, va fi preluată de altă, dar vorbim de firmele private, nu vorbim de giganții de stat. Pentru că ea trebuie să fie preluată și uneori nu este avantajos să preiei ceva ce timp de 50 de ani a mers pe pierdere. 50 de ani, companii mari din industria socialistă românească au mers pe pierdere. Și vi s-a vândut gogoașa că de fapt lucrurile merg bine, că produc, că nu știu ce. Nu, n-au produs nimic valoros. Și ca urmare, n-au avut profit, au avut doar pierdere. De unde și datoria pe care Ceaușescu a făcut-o și pe care a trebuit după aceea să o achite, să o plătească. Într-un mod absolut barbar. De fapt, nu că a trebuit, că nu i-a impus nimeni, femeiul nu i-a impus. Asta a fost decizia lui. Vorbesc prostia. El n-a fost constrâns de femei să plătească datoria și să înfometeze oamenii. Au fost strict deciziile lui. El putea să schimbe, așa cum a făcut și China în anii 80, să schimbe puțin paradigma, să le dea oamenilor libertate de creație și de antreprenoriat și să fie achitat datoria. Nu, el a vrut să o achite în continuare și să rămână cu același sistem socialist, în care statul dictează absolut tot. Și voi, asta vreți în continuare, nu? Sau spre asta vreți să ne întoarcem? Pentru că n-ați putut să vă adaptați la o viață de libertate. Pentru că, de fapt, nu știți să fiți liberi. Nu știți să luați decizii, nu știți să vă faceți singur. Dacă nu vine cineva să vă facă curat în cameră sau să ia decizia pentru voi să facă curat în cameră, voi nu știți să faceți lucrurile astea. Nu știți să vă asumați nici reușitele, nici insuccesele. Și ați rămas blocat în aceeași buclă, în aceeași bulă. Și nu puteți să ieșiți de acolo. Și atunci găsiți scuze. Americanii, Uniunea Europeană, LGBT-ul. Nu LGBT-ul e de vină dacă tu ești sărac și prost. Garantat asta. Aia e altă discuție. Ce au, ce fac, ce promovează. Dacă tu ești sărac și prost, nu e vina lor. Clar asta. E doar vina ta. Și când tu accepti de bunăvoie și nesfii de nimeni, ca statul să te sărăcească mai mult și tu ești într-un legat cu un cordon ombilical de stat și nu vrei să-l tai și nu vrei să devii adult și să preiei responsabilitatea și să iei viața de coarne și vrei să-i tragi și pe alții după tine, punând mereu vina pe oricine altcineva decât pe tine însuți. Cu alte cuvinte, refuzând total orice responsabilizare personală, dar voi să spun că a ieșit total din paradigma creștină. Pentru că atunci nu ar mai avea niciun sens taina spovedanii. Unde atâta lucru am învățat și eu, că nu este încurajator, să zic așa, că tu când te spovedești, da, Părinte, am păcătuit cu asta, dar stați să vedeți că de fapt a fost ăla de vină, că l-am împins. Asta lucru știu și eu. Ai păcătuit? Îți asumi. De ce nu puteți să extrapolați? Ăștia care spuneți că eu nu sunt, eu sunt un terchea, berchea, nimeni în drum. Sunt ortodox de 2 ani, voi sunteți ortodox de 400 de ani. Sau de 800 de ani, sau de 1000 de ani, sau de 2000 de ani. Da? Cunoaște toate canoanele pe de rost. Cunoaște toate sfintele taine pe de rost. Cunoaște toată Sfânta Liturghie pe de rost. Cunoaște toate pildele pe de rost. Cunoaște toate misterele lumii pe de rost. Aveți linie directă cu Dumnezeu, vorbiți cu dânsul la telefon în fiecare zi și vă spune exact ce și cum. Vă spune că ăla e prigonit în Ucraina, că cutare patriarhie din cutare țară care binecuvântează bombe, îi tot un normal, fost agent KGB, n-are nicio importanță, voi le știți pe toate, sunteți atot știutori. Da? Și când sunteți contraziși cu fapte simple pe care le văd de oricine, că se întâmplă, că nu le vedeați dacă ele n-ar fi parte din realitatea care ne înconjoară, spune, băi, sunt fabulațiile cuiva. E, chiar și atunci când văd că asta e o agendă, da? Eu nu, bă, că nu, n-ai destul teologie în tine. N-ai studiat cât am studiat eu. Dar n-aș putea să spun la fel?
Când tu vii și spui, taxează statul, taxează, taxează, dă, ia taxe. Nu aștept să spun la fel, că bă, frate, ești analfabet economic. Ești prost, pe românești așa, ești prost. N-aș putea să fac același lucru. Doar că atunci am ajuns la jigniri și am ieșit din duhul creștin, nu? Și așa se și întâmplă. Deci nu trebuie să faci critica asta cu dușmănie. Pentru că oricât de reală și de sinceră și de adevărată ar fi ea, oamenii nu o vor percepe, pentru că asta este situația. Trebuie să... Credința nu poți să o impui cu forța, cum vor unii de pe la Moscova. Nici necredința nu poți să o impui cu forța, cum vor unii de pe la Bruxelles. Ca să vedeți că nu cred că văd doar într-o direcție, că unii mi-au spus că sunt creștin progresist. S-a inventat o nouă formă de creștinism, creștinismul progresist. Eu, din punctul meu de vedere, asta e o dihotomie. Ori ești creștin, ori ești progresist. Nu știu dacă stau să analizez așa contextual, nu pot să mă pun în pielea celor de acum 2000 de ani, dar oare prin ce a făcut Hristos, că el cumva a zis, nu vreau să încalc legea veche, vreau să o reînnoiesc, parcă așa a zis, nu? Eu nu spun că eu sunt Hristos, vă rog frumos să nu... Aoleu, ăsta e eretic, e zmintit, e cu ereziile, în fapt, nu. Altceva încerc să spun. Nu spun că sunt un progresist, după definiția politică a cuvântului progresist, dacă o cunoaștem. Dar spun doar că nu e nevoie să stau cu predicile Părintelui Cleopa de dimineață până seara în mână, dacă eu nu pot să înțeleg faptul că statul nu este Dumnezeu și că statul trebuie să aibă un rol mic, micuț în viața mea. Și viața mea este influențată și de bănuții din buzunar. Dacă evreii acum 2000 de ani, pe timpul lui Zaheu, a cărui pildă am avut-o la liturghie, la Sfânta Liturghie duminica trecută, au știut să se revolte împotriva taxelor Imperiului Roman și a propriului lor rege. Și au spus clar că vor să fie stăpâni pe zeciuiala lor și că ei dau de bună voie zeciuiala doar la biserică, adică la sinagogă, mai exact. Noi de ce astăzi trebuie să încurajăm statul? Vorbesc de noi creștini, că eu nu mă duc să vorbesc cu useriștii. Nu? Înțeleg că usele nu sunt creștini. Bine, eu știu că sunt. Din fapte reale vorbesc. Dar, într-adevăr, sunt extrem de puțini și nesemnificativ, probabil. Dar vorbesc cu ăștia care, domne, noi suntem cu... Noi mergem cu icoanele pe străzi. Au înțeles că mergeți cu icoanele pe străzi, dar la un curs de educație financiară, de ce nu vreți să mergeți? Puțină economie, de ce nu vreți să citiți? Ce vă costă? Că atâta cât stați să ascultați ore în șir cum predică, nu știu, Longin Jar în Ucraina, cât de oprimat e el. Nu puteți să puneți mâna pe niște cărți al unor mari economiști ai acestei lumi și măcar să vă familiarizați. Nu spun că să și adoptați ceea ce scrie acolo. Doamne ferește, cine aș fi eu să îndrăznesc să vă sugerez? Nu. Mă, dar măcar să citești ce scrie acolo. Băi, hai să văd și altceva. E ca și cum, domne, eu nu mănânc din mâncarea asta, mă duc, nu știu, într-o țară străină, da, care are o altă linie culinară, găsesc un fel de mâncare care îmi provoacă scârbă. Eu automat resping toată bucătăria din țară, toate felurile de mâncare. Dar ce, în România vă plac toate felurile de mâncare românești? Ciorba de burtă, care oricum nu e felul de mâncare românesc, e turcesc, sarmalele, la fel, proveniență turcească, dar ne plac, nu? Uite că e ceva din bucătăria turcilor, culmea, aia care ne-au oprimat aproape 8 sau 9 secole și le mâncăm mâncarea și mai și spunem că e mâncarea tradițională românească acum, așa de nebun suntem. Nu, nu e. Ciorba de burtă și sarmalele sau ce mai e desertul ăla, nu vine în cap acum, baclavaua, parcă așa se numește, nu este mâncarea tradițională românească. N-a fost inventat de români, a fost adus aici de turcaleți. Dar nu e nicio problemă, Doamne ferește, că nu suntem nebuni să respingem un fel culinar turcesc doar pentru că nu, asta este fanatism dacă am face așa ceva. Și foarte bine, slavă Domnului că ne-au adus ciorbă de burtă, e foarte bună, mie îmi place la nebunie și ceva de burtă și sarmale. Mănânc cu mare poftă. Dar să ne înțelegem, nu poți să respingi o bucătărie întreagă doar pentru că nu faci un fel de mâncare. Asta este prostie curată, da? Și prostia nu ține de Hristos. Prostia vine de la ălalt, de acolo de jos. Atunci dacă noi ne batem cu pumnul în piept că suntem creștini, hai să fim și inteligenți. Cum a spus Părintele Nicolae Steinhardt, scrie undeva că a fi creștin înseamnă a fi prost? Nu.
A fi creștin înseamnă a te interesa, a studia, a cerceta, a încerca să pătrunzi esența lucrurilor. Nu a rămâne așa ca măgarul sau ca un cal de la care are ochii acoperiți ca să nu vadă în stânga, în dreapta, să nu-i arată. Dar nu suntem cai. Deci, și-am terminat. Și îmi cer iertare un pic că m-am înflăcărat. Dar este absolut de noaptea minții. Când văd creștini din biserică care sprijină ideile socialiste, ideile de monopol al statului în cât mai multe lucruri. Mai vine să-ți lauri spre Dumnezeu, dar nu. Da, domne, înțeleg că ai dreptate, dar nu. Domne, știu, de dreapta, dar nu. Nu putem să o lăsăm domeniile strategice. Domeniile strategice. Domeniile strategice. Nu putem să lăsăm domeniile strategice în mâinile străinilor. Ho, 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 ho. Băi, nene, în primul rând, principial vorbind. Principial vorbind. Ce vrei să faci cu străinii? Vrei să-i. Nu știu, ai tu ai impresia că România e așa o colivie de aia care ai pus doi canari și ei zbor numai când le dai de deschis tu ușița la colivie, mănâncă când le pui tu semințe, le schimbi tu acolo, le faci curățenie, cureți căcărezele. Asta crezi că e România? Domnule, străinii ne fură țara! Păi furt înseamnă când vine cineva la mine în casă și mi-a carne asta. Fără să-i dau eu voie. Ăla e furt. Dar dacă eu vreau să vând carnea asta unui austriac sau unui turc, pentru că asta este decizia mea, ai tu dreptul să vii să-mi spui mie că nu poți să fac lucrul ăsta? Sau cum era ăla cu care s-au luat ăștia de la aur, care vindea teren în Alba Iulia, că nu vând la olandezi și la austrieci. L-am sunat pe deșteptul ăla. Un terminat aici. I-am pus o singură întrebare. Dom'le, cumpăr eu terenul, da? După aia, ce control mai ai dat ce fac eu cu terenul ăla? Îl vând la primul austriac sau la primul olandez. Și nu ca să-ți fac în ciudă, ca să demonstrez că ceea ce e fanatism, e talibanism, să gândești așa. Unu, doi. Poate că străbunica mea era din Imperiul Austro-Ungar, era săsoaică. Ce faci? Pentru că am în ADN-ul meu ceva de sas, nu mai îmi dai terenul dumitale? Și asta înseamnă patriotism, nu? La japonez, de bun, nu dai la austriec și la olandez. La rus îl vinzi? La germani îl vinzi? La turci îl vinzi? La nordcoreeni îl vinzi? La chinezi îl vinzi? La venezualeni îl vinzi? La cubanezi îl vinzi? La africanii de sud îi vinzi? Am dat exemplu de câteva țări în care se întâmplă mari barbarii și tiranii în momentul de față, în prezent. Deci, băi, fraților, băi, noi nu știm să discernem, mă, frate, o luptă politică, așa? Dar nu o luptă între popoare, mă. Nu o luptă între popoare. Asta e creștinism. Asta e creștinism. Înțeleg că vrei să pui pe primul loc pe ai tăi. Foarte bine, ok. Dar într-un final, lucrurile astea se întorc împotriva ta și împotriva noastră, de fapt. Pentru că se duce un român în Austria sau în Olanda, da? Se duce un student. Și austriacul sau olandezul o spună, bă, știi ceva? Nu închiriez la români. Vreau să-și ia. Eu am pățit în Occident lucrul ăsta. Îmi căutam locuință să stau și belgenii, pentru că în Belgia am trăit 8 ani de zile, n-au vrut să-mi închirieze locuința pentru că eram român. Știți ce înseamnă asta? Nu este niciun duh creștin în lucrul ăsta. Așa am curaj să susțin asta și în fața înalt patriarhului Daniel, dacă e nevoie. Și eu sunt convins că îmi va da dreptate. Nu este niciun duh creștin în chestia asta. Nimic. Aici este într-adevăr ură. Este ură pură. Pură ură. Ca să și fac așa un joc de cuvinte. Și
Noi știm foarte bine, ca și creștini, că nu ni se cere să urăm oamenii, se cere să urăm păcatul. Noi nu ne luptăm cu omul, ne luptăm cu ideea. Dacă ideea e proastă, să o combatem. Dar ca să știm că ideea e proastă, noi, în primul rând, să fim deștepți. Dacă noi suntem proști, nu putem să diseminăm între idei bune și idei rele. Nu avem cum. Trebuie să fim deștepți. Ca să fim deștepți, trebuie să ne cultivăm, trebuie să citim, trebuie să încercăm să practicăm bunătatea. Nu să dăm din gură, eu sunt bun. Eu sunt bun, dar nu vând teren la austriec și la olandez, dar eu sunt bun, eu sunt un român bun. Eu mă rog la Dumnezeu, la Doamne, Doamne, în fiecare să dea Dumnezeu sănătate, dar nu vând. Doamne, dă sănătate la mine și la nevasta mea, dar nu vând teren la olandez și la austriec, Doamne, ferește. Și voi credeți că Dumnezeu aprobă lucrurile astea? Înseamnă că ne rugăm la Dumnezeu, e diferit, nu ce să spun. Nu vorbim la același Dumnezeu. Chiar nu vorbim la același Dumnezeu. Dumnezeu de pe alte, din alte emisfere. Dar nu e Dumnezeu meu creștin. Dumnezeu meu creștin nu judecă omul pe bază de naționalitate. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Un chinez. Da? Dacă vine în România și îmi spune că e pro sau contra regimului comunist de la Beijing. Eu nu am vrut, frate, să-i fac răul la ăla pe baza ideilor lui. Eu îi combat ideile lui și spun, dacă îmi spune că e pro regimul comunist, fratele meu, nu poți să fii contra un regim criminal. Dar nu o să mă pot să-i dau un cap pentru chestia asta. A, dacă vine el la mine și mi-atacă familia, atunci folosesc forța cât să-l opresc și atât. Dacă se întâmplă ca pe timpul Ștefan cel Mare, e altă situație. Da? Îi scoatem afară din țară. Și atât, ne oprim la graniță. Dar, fraților, mulțumită ticăloșilor de americani, uite că România nu se află în război acum cu Rusia, cum se află în Ucraina. Ticăloșii au cultă aia de la Washington. LGBT-ul! Da. De-aia și-am pus un clip pe canal acum câteva săptămâni de la un sfânt rus, Arhimandritul Sofronie. Mă rog, nu știu dacă e sanctificat sau nu. Dar în orice caz, toți ortodoxi și verzi și preoți îl cunosc și au citit cărțile Arhimandritului Sofronie. Este clar o predică a lui, nu o predică, un capitol dintr-una din cărțile sale în care spune clar că naționalismul este anticreștin. Negru pe alb. Negru pe alb. Și vreau să vă spun că și eu m-am înșelat. Nici eu n-aș lucrurile astea. În viața mea precreștină. Asta e, mi-asum acest lucru că nu am știut. Dar acum are logică, dacă gândești în context ortodox creștin, dacă nu gând, dacă gândești în sens păgân, da? Sau poate, nu știu, în sens neortodox, s-ar putea să aibă sens naționalismul. Că cumva s-au împreunat lucrurile astea în Germania hitleristă. Dar în ortodoxie, conform unui, cred că e sfânt, Arhimandritul Sofronie, rus, culmea. Naționalismul și creștinismul, naționalismul este clar o piedică împotriva mântuirii. Pentru că Hristos nu a fost naționalist. Eu nu știu să explic la cum de bine cum știe Arhimandritul Sofronie, evident. Dar asta spune, am înțeles foarte clar. Și nu aveți decât, aveți timpul pe canalul meu, căutați-l și ascultați. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, nu este tâmpit, vorbește prostii, după că se pe pustie, crezi că e nebun. Ah. Duceți-vă la rusul Arhimandritul Sofronie, la Sfântul Arhimandritul Sofronie, dacă e sfânt, să vedeți ce spune de naționalism. Cam ascultat și discuțiile lui Claudiu Târziu cu Sorin Labric. Dom'le, înțeleg patriotismul să-ți iubești patria. Ceea ce iarăși e o impuritate când ești român în diaspora. Eu nu puteam în Belgia când trăiam să spun că sunt patriot, că eram în patria altuia. Ce să-i spună la belgean la casă că eu iubesc patria? Oh, bine, îmi iubesc România, nu pot să spun că sunt patriot. Că patriot ești la tine acasă. Nu ești în casa altuia patriot, asta e ipocrizie. Iarăși una din marile cucu-cucu din națiunea noastră. Avem 5-6 milioane de români plecați la muncă, dincolo noi suntem patrioți. E plină diaspora și folosită politic, manipulată de toate partidele. Ei se bat cu cărămida în piept că sunt patrioți, care spun, care se identifică cu chestia asta. Mă, frate, fii patriot în țara ta, vino și fă ceva în țara ta. Luptă-te să plătești mai puține taxe în țara ta, luptă-te să faci un guvern mai mic și să-l reduci la rolul său esențial de administrator de spații comune, atât și nimic mai mult. Luptă-te pentru familia ta, fă din comunitatea din țara ta, din orașul tău din România sau din satul tău din România un loc mai frumos și primitor pentru străini, ca să-i atrea să vină încoace, să
aduci prosperitate de toată felurile în țară, atunci poți să spui că ești un patriot că te lupți și te sacrifici pentru țara ta. Dacă tu te lupți în țara altuia, tu nu mai ești patriot. Ești și tu ceva acolo de agis și tu acolo ca ceva încredare, dar nu ești patriot. Ok? Ești al nimănui. Nu ești nici al lor, nu ești nici al nostru. Asta este dramatic. Este dramatic. Am părăsit Occidentul pentru că am vrut să fiu patriot. M-am întors în România pentru că am vrut să fiu patriot. Nu regret o secundă lucrul ăsta. Îmi este lipsă de bani și mi este dor de vremurile când veneam în România cu 4-5 mii de euro în vacanță? Absolut. Absolut. Aruncam cu banii. Era mare șmecher în România când aruncam cu bani. Dar am câștigat mult mai mult. Am câștigat o posibilitate de a mântui sufletul, de a-mi răscumpăra păcatele, de a-mi iubi țara pe viu, prin fapte, în țara mea, nu în țara altuia, și de a face lucrurile care contează aici, unde contează și unde au un efect bun, pe perioadă scurtă, medie și lungă. Eu n-am mai lucru ce să fac, faptul că trimite, și eu am trimis bani. Am trimis 10.000 de euro în România, așa, și o economie bazată strict pe consum nu este o economie bună. O economie bună este aia care produce. Am postat pe Facebook astăzi, preluat de la altcineva mult mai deștept ca mine pe economie și care spune clar, peste 50% din companiile în top 500 cele mai bune companii din lume sunt în America. Pentru că au o altă abordare, oricât ne-am face noi pe noi când vorbim de America. Da? Că sunt, că nu sunt ortodox, există ortodoxie și acolo, au avut pe prietul Efrem, există ortodoxie și în America, ok? Dar ai nevoie să aplici ortodoxia și în viața socială, și în viața economică. E, uite că ortodoxia te învață liberul arbitru. Americanii, până când au fost intoxicați de ideile stângite din Europa, care țin Europa încorsetată în atâta birocrație și atâta prostie și atâta monopol al statului, peste tot, și în Belgia la fel, e chiar mai rău decât în România, din punctul de vedere, din punctul de vedere. Dar au avut libertatea la fel ca și cum a predicat-o Hristos, de a alege, și cum a lăsat-o Dumnezeu încă din Geneză, de a alege, alegi bine, ai bine, alegi prost, ai prost. Da? Deci, fraților, ăsta a fost cel mai lung clip pe care l-am făcut. Nu regret. Am plecat de la una și am deviat ușor, ușor pe anumite subiecte. Ele sunt corelate. Închei cu ceea ce am spus, că am învățat eu din pilda lui Zaheu. Taxe multe și mari nu sunt bune, nici multe și mici nu sunt bune. Taxele, în general, nu sunt bune. Mai ales când sunt impuse de stat. Da? Există lume și viață și prosperitate dincolo de statul trebuie să facă, statul trebuie să facă, statul trebuie să facă. Există. Credeți-mă că există și America este clar dovadă pentru treaba asta, dar și noi în România, la nivel de familie, putem vedea lucrurile astea. Da? Și faptul că sunt oameni amărâți în România, lăsați-ne să-i ajutăm prin biserică, la nivel filantropic, cum fac atâția și atâția preoți renumiți. Nu trebuie să le spun numele, că știți foarte bine. Care demonstrează clar și trebuie să vă fie evident că tot inițiativa privată și în cazul de filantropie e de ori mai eficient decât statul român. Deci începe să gândiți puțin pentru viitorul copilor voștri. Și ai mei. Doamne ajută și vă mulțumesc mult că m-ați urmărit.